Compania Delgaz și Google au lansat un proiect comun pentru sectorul de energie solară, cele două companii dorind să extindă tehnologia Sunroof, exemplificând situația Germaniei, unde 7 milioane de clădiri beneficiază de serviciile acestei platforme. Reprezentanții companiei cred că proiectul acesta ar putea fi extins și în alte țări europene. Utilizând această tehnologie, proprietarii pot determina cu ușurință și precizie potențialul de capacitate solară a locuințelor și ar putea iniția proiecte pentru instalarea unui sistem fotovoltaic. Google a lansat un proiect comun pentru sectorul de energie solară, practic. Cele două companii vor extinde tehnologia Sunroof în Germania, acolo unde circa 7 milioane de clădiri beneficiază de serviciile acestei platforme. Utilizând această tehnologie, proprietarii pot determina cu ușurință și precizie potențialul de capacitate solară al locuințelor lor și să inițieze proiectul pentru instalarea unui sistem fotovoltaic. Prin simpla introducere a adresei locuinței pe pagina web a platformei. Cele două companii au credința că sistemul de producere a energiei solare va aduce câștigurile financiare scontate, iar compania se angajează să asigure compensații financiare în cazul unui eșec.